100 de sindicaliști din cadrul complexului energetic Oltenia au protestat la București. Aceștia au participat la manifestarea organizată de Blocul Național Sindical în fața Palatului Victoria, alături de alte 400 de persoane. Principala nemulțumire a celor de la Gorj a fost legată de problemele întâmpinate de complexul energetic Oltenia pe piața de energie. Președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldăruș, a vorbit despre nemulțumirile protestatarilor. Salariații din sistemul energetic, și aici mă refer la sistemul energetic din toată țara, să propune mulțumiri de ceea ce se întâmplă. Poate se pare probleme, nu există numai în zona complexului energetic Oltenia, ci există și în celelalte zone ale țării. Căldăruș a participat cu această ocazie la o întrevedere cu un consilier al președintelui României, Klaus Iohannis. La care a participat domnul Cosmin Mironescu, sper să nu greșesc, consilier prezidențial și doi consilieri de stat. Aș putea că spune că totuși dezbaterea sau acea întâlnire a avut anumite rezultate, urmează ca în perioada următoare există șansa foarte mare ca o delegată a Blocului Național Sindical să aibă o întâlnire la cel mai înalt nivel, chiar cu președintele României. La protestul organizat de Blocul Național Sindical au participat aproximativ 500 de persoane.